Genesa, capitolul 2, și începem citirea cu versetul 18. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a dus la om, ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecărei viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fialelor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să-i se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Și versetul 25. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Amin. Vă rog să vă relevați locurile și aș vrea, dacă nu-i cu supărare, cântăreților, să-mi dea și mie un microfon. După ce pun mâna pe el, vă explic misterul pe care nu l-am înțeles niciodată până acum. Misterul pe care nu l-am înțeles niciodată a fost, de ce cântăreților care cântă 3-4 minute, li se pune un microfon de ăsta cu care să te plimbi, și păstorul trebuie să stea o oră în picioare țapă în fața amvonului. Nu credeți că doar îi urcă scumpe? Credeți? Da, e doar din obișnuință. Domnul a făcut lucruri care ieșau câteodată din obișnuință. Dragă Odi și dragă Emma, mă bucur să fiu cu voi la sărbătoarea voastră, chiar dacă dorința nu vi-o îndeplinesc la maximum, în spunea fratele Odi că ar fi dorit să iau parte cu ei la căsătorie până la final. Adică până la final și pentru mine îmi convenea și la partea a doua la masă. Vina n-a fost nici a voastră, nici a celorlalți. Vina a fost a mea. Am făcut două programări, dar vă imaginați cum puteam să merg la ambele. Și atunci am rezolvat câteva ore, s-a trasă în nunta din Valencia, am zis, vin, las bagajul care l-aveam pe inimă și ceea ce Domnul a transmis pentru voi, nu stau la masă, voi nu pierdeți nimic și eu sunt satisfăcut că am împlinit parte din dorința voastră și parte din dorința celorlalți. E cea mai mică dintre surorile soției. Care dintre voi s-ar pune rău cu soția? Acum mă înțelegeți. Okay? Mesajul din această dimineață am să încep cu două întrebări. Știind faptul că familia este instituția creată, formată de Dumnezeu, când ne referim la familie, aproape toate familiile, sau cel puțin cele creștine, spun că familia este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu, pentru că a fost creată de El. Toți privim familia ca și o binecuvântare. Și întrebarea prima, ca să văd cu cine am de-a face dimineața asta. Câți dintre voi credeți că familia este binecuvântarea lui Dumnezeu pentru om? Așa se ridice omul în sus. Dar sus, nu așa. După cât ridicați mâna, îmi dau seama cât de mare binecuvântare vă sperați. Mulțumesc! Acum vine a doua întrebare. Întrebările acestea obișnuiesc să le pun la toate nunțele mai nou pe unde mă duc. Dacă veți vedea undeva filmat aceste întrebări, să știți că e costum de al meu. O fac oriunde, odată, pentru că așa simt pe inimă și apoi pentru că voi aveți nevoie de întrebările astea. Voi doi și alții care sunt pielea voastră, care o fi altă dată. Aș vrea acum, din biserică, pentru Odi și pentru Emma, să ridicem mâna sus toate familiile
care sunt model. Familiile formate de Dumnezeu, familiile care se consideră binecuvântare, ascultați-mă bine, și care ar putea să le spună celor doi, dacă vreți să învățați despre familie, Dumnezeu a lucrat întotdeauna în două forme. Prin cuvântul scris și prin cuvântul întrupat. Despre Hristos a scris, omenirea știa despre El, dar la un moment dat Dumnezeu l-a întrupat. Și a venit Hristos întrupat pe pământ. Și după ce Hristos s-a înălțat la cer, Hristos ne spune că El va lua chip în cine? Aia spune Biblia în voi. Noi trebuie să spunem în noi. Deci în noi. Hristos ia chip în noi. Hristos ne transformă. Și aș vrea acum să ridicem mâna familiile care sunt modele pentru cei doi. Nu-i soția aici, dar fratele Dan cu mine la mama doi. Au ridicat câteva familii mâna. Dintre cei care ați ridicat mâna, Dumnezeu să vă ierte dacă nu vii trăirea pe cum vii mărturia. Amin? Trăim o vreme în care mesajul, cuvântul transmis, fie în biserică, fie prin mass media, este suficient cât să fie necesar ca informație pentru cei doi. Și dacă cineva ar vrea să învețe despre familie, cum să trăiască în familie, n-ar trebui să mă asculte pe mine acum. Sau n-ar fi neapărat necesar. Ar putea să intre pe Google și să spună relații în familie. Numai că acestea nu sunt necesare, sunt bune. Toate sunt bune. Dar nu sunt suficiente. În vremea pe care o trăim, e nevoie de mărturii pentru tinerii care se căsătoresc. Foloseam un exemplu din viața mea, a familiei mele, și un frate păstor îmi spune, frate Dan, nu-i bine să te dai exemplu că oamenii o să creadă că te lauzi. Dar asta fac, mi-a zis. Asta intenționez să fac. Eu nu intenționez să spun ceva ca omul să înțeleagă altceva, dar ce să mai spun? Asta intenționez să vă laud cu harul pe care Dumnezeu l-a revărsat în familia mea. Și ce se întâmplă dacă în ziua de mâine te cerți cu nevasta? Zic, o să fiu primul care află. Și al doilea poate că află frații, surorile și apoi o să afle biserica. Și Dan Soruța de anul trecut nu-i cel de acum. E posibil? Dragii, e posibil? E posibil. Dar atât timp cât simt harul lui Dumnezeu că lucrează în viața mea și a familiei mele, eu vreau să fiu o mărturie. Și în dimineața asta vreau să fiu o mărturie pentru voi doi. De ce spun asta? Pentru că am stat de vorbă cu tine și chiar o tânără la vârsta măritatului. Îmi zice, frate, dar mi-e frică. Mi-e frică pentru că mesajele, predicile voastre sunt frumoase, le văd bune. Mama cu tata nu se înțeleg bine, fratele cu sora nu se înțeleg bine, frații care mi-am căsătorit nu se înțeleg bine, verișorii cu care am stat nu se înțeleg bine. Câteodată e nevoie să te dai mărturie pe tine și să spui cât despre mine, eu și casa mea slujim Domnului. E totuși cineva. Dragii mei, bine și mireasă, e totuși cineva. Lumea vremurilor din urmă e stricată. Și Biblia ne spune că e stricată și va atinge apogeul stricăciunii înainte de a veni Domnul. Dar și în acel timp, de pe urmă, Dumnezeu va avea familii care vor fi conservate pentru El. Familii sfinte. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, Timotei, eu m-am luptat lupta cea bună și am păzit credința. Nu te lau o spagă, nu! Spun realitate. Am păzit credința. M-am luptat lupta cea bună. Mă așteaptă cu luna, sigur.
La un moment dat zice Timotei, ai văzut purtarea mea? Da. Ai văzut trăirea mea? Da. Ai văzut îndelunga mea răbdare? Da. Ai văzut că am fost bătut 40 fără una pentru Hristos? Da. Ce ai văzut la mine? Dă mai departe. Și înainte de a pleca, îi spune Timotei, pe tine însuți, dă-te, să spună biserica, dă-te exemplu, pildă. Pe tine dă-te pildă, dragi familiști. Poate n-ați realizat până acum blestemul în care trăiți prin faptul că familia voastră nu este model. Pentru cei din casă, în primul rând, și apoi pentru cei din afară. Dacă înaintea Domnului, când se va sfârși calea, alergarea mea, ca și păstor, Domnul va spune, n-ai lucrat suficient de mult cât a trebuit. Din totdeauna am făcut rugăciunea următoare. Doamne, familia mea să vadă în mine mărturii. Copiii mei să vadă în mine. Tatăl și mama mea au fost și sunt oameni ale lui Dumnezeu. Pentru că asta am văzut eu părinții mei. Noi avem o responsabilitate din partea lui Dumnezeu să trăim după cuvântul lui Dumnezeu. Că dacă Hristosul pe care pretinzi că l-ai n-a făcut din casa ta un colț de rai, e un Hristos mincinos care nu te va duce nicăieri. Că dacă n-a fost în stare să facă pe pământ ceva între voi doi, nu va fi în stare să facă dincolo. Mă ascultați? Familiile în care nu există colț de rai, ascultați-vă dacă vă spun, nu veți vedea raiul. Raiul lui Dumnezeu începe de aici, de pe pământ. Și tare m-aș bucura biserica întreagă să fie cu mâinile, cu amândouă pe sus. Frate Dan, la mine în casă e colț de rai. Cu scăpări, cu slăbiciuni, cu neajunsuri, suntem doi imperfecți. Dar suntem binecuvântați de Dumnezeu. Știm să dăm unul după altul. Hristos ne-a înțelepțit. Hristos ne-a dat lumină. O fi noi slabi, dar mergem cu becul aprins. Nu trec peste scăunelul ăla care e pus în mijlocul camerei. Că de-aia își rupe capul mulți. Că umblă în întuneric. Aprinde becul, frate. Să vezi pe unde mergi. E foarte simplu. Cu becul aprins, nu caz așa de ușor, ca și atunci când e becul stâns. Cei care au probleme în familie, din punct de vedere spiritual, sunt ori. Să le dea Dumnezeu vedere, mă rog, în această dimineață. De ce sunt probleme în familie și din ce în ce mai greu de rezolvat? E pentru că nu se cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Cineva spunea o pildă sau o întâmplare, nu știu dacă e adevărată, se spune că și-a luat o mașină nouă. S-a dus cu ea și dintr-o dată s-a stricat mașina. Și cineva a oprit o mașină lângă el și a zis, ce mașină? Un Ford. S-a oprit respectivul și a zis, domne, pot să te ajut? Domne, e mașină nouă, nu știu dacă te pricepi, etc. Respectivul s-a dus direct unde a fost problema, a rezolvat și a zis, extraordinar. Așa de repede a rezolvat. Și a zis, pe mine mă cheamă Ford, eu sunt proiectantul acestei mașini. Știam cum am pus ea în contact, unde e problema. Biblia nu spune că în lume nu vom avea necazul. Ne spune că El a biruit toate încercările. Și ne mai spune că împreună cu El, nu că suntem biruitori, suntem cum, frați, cunosc Biblia. Mai mult decât biruitori. Vine încercarea, vine problema cu Hristos, mai mult decât biruitor. Problema e că nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, nu cunoaștem atribuțiunile noastre. Două epistole a scris Pavel în Scriptură, una bărbaților și una femeilor. Și ascultați-mă, interesant, nici o parte, nici cealaltă nu citește epistola lui, ci o citește pe celălalt. Când Pavel le-a scris epistola bărbaților, le-a zis bărbaților, poți să continui tu? Iubiți-vă?
M-ai iubit? Foarte bine. N-a zis bărbaților, înțelegeți-vă nevasta și când veți ajunge să o înțelegeți, să o iubiți. Dacă ar fi așa, n-aș iubi-o după 20 de ani nici acum. M-ați auzit? Dacă ar fi așa, bărbaților, n-ai iubi-o niciodată. Dacă poate l-ar fi scris bărbaților, înțelegeți-vă nevasta și când ați ajuns să o înțelegeți la maximum, final, atunci iubiți-o. O iubești pe Emma, fără să o înțelegi. Ai înțeles? De-aia mai chema la nuntă să-ți predic. O iubești. Bărbatul o iubește pe nevastă, fără să o înțeleagă. Nicăieri nu scrie înțelege-o. Și femeia să fie cum supusă sătului. Să fie sătului. Amin. Și soția să fie supusă soțului ca Domnului. Câți dintre voi înțelegeți pe Dumnezeu în totalitate? În totalitate, nici pe departe. Surorilor, cât îl înțelegeți pe Dumnezeu în tot ceea ce face Dumnezeu? Ridică careva mâna sus. Eu am ajuns să-L înțeleg pe Dumnezeu. Nu poate nici capără mine. Cum face ceva? Cum știam cum face? Nu. Și Biblia le spune soțiilor să fii supusă soțului tău ca lui Dumnezeu. E simplă Biblia. Dragii mei, e foarte simplă Biblia. Îmi iubesc nevasta fără să o înțeleg, îs supusă soțului fără să-l înțeleg. Mi-am notat eu câteva caracteristici ca să vedeți imposibilitatea de a-l înțelege pe celălalt. Dumnezeu ne-a făcut din materiale diferite. De aceea suntem diferiți. Și am să pun o întrebare bărbaților. Din ce a făcut Dumnezeu pe bărbat? Bine? Mai pe românește. Din pământ. Da? Din pământ. Din ce a făcut-o pe femeie? Adică din? Din os. De-aia se spune că femeia e metale. Femeia e făcută din os. Bărbatul e răcit. Mă duc la dumneavoastră. Și femeia naște copii în fiecare an, unele. Și nu se plânge atâta. Și stau toată noaptea treze cu copiii și așa mai departe. Suntem total diferiți. Soții gândesc simplu. Femeia gândește complex. Mintea noastră este formată din două emisfere. Cineva spunea că funcționează foarte puțin ambele la ora actuală. Bărbatul gândește simplu, are mintea compartimentată. Femeia gândește complex. Hai să spunem pe înțelesul nostru. Bărbatul când iese în stradă, are buzunarul pentru batistă. Nu credeți? Aici. Aici e pentru pix. L-am luat să-l pun semnă Biblie. Dar e aici. Aici unii au piantă, sau știu ce mai au. Și aici au altceva. Și în fiecare, dacă l-ai schimbat, e pierdut. Femeia are o geantă. Și acolo le pune bani. Într-o zi zice soția, zic, dă-mi un ghiera, e în geantă. Jos, în dreapta, acolo. În dreapta, zic, în dreapta, în funcție de cum mă învăț. Și unii bărbați trebuie să deșarte toată geanta ca să găsească unghiera. Femeia știe să meargă direct la ea. Mie îmi place să stau mult să studiez. Și de multe ori zice soția, poți să te deranjezi un pic? Zic, da. Și învățată cu asta, pentru că ea știe că dacă m-a deranjat, firul s-a pierdut. Și am zis, spune tot ce vrei. Și stau liniștit și ascult. Nu mi-aduc aminte de toate, cred că mai vin imediat. Și dacă a venit imediat, în 10 minute, studiul meu de 10 minute l-a făcut praf. Mi l-am pierdut, nu mai știu. Eu trebuie să mă concentrez acolo. Nici copiii să nu fie cu mine în cameră. Și soția învârte la oală, se gândește că trebuie să fugă după copii, îi spune la ala să facă temele, și așa mai departe.
Ea poate să facă mai multe lucruri odată. Avantaj pentru bărbați. Nu înseamnă că le faci mai bine ca noi. Dar le poate face mai multe odată. Bărbatul nu. Suntem diferiți. Bărbatul se identifică cu ceea ce face. Dacă e meseriaș bun, e bărbat. Dacă nu vine acasă, poți să omorât. Nu-i bărbat. Nu-i lăudat de ceilalți. Nu-i apreciat. Îmi spunea cineva, frate, dar în fine să-mi tai mâinile astea, mă dau jos pe cineva. Nu spun de nimic. Punea scări, două scări și iar le punea, dea nu înapoi jos și iar le punea. Și în fine să-mi tai mâinile jos. Femeia nu. Fie e mulțumită cu lucruri mărunte. Se identifică cu o floare, cu un sărut, cu o îmbrățișare. Ca să o ții pe ea aproape de inima ta, nu trebuie lucruri complicate. Nu te duci să muncești toată luna să-i cumperi, știu eu, ce aparatură. Femeie e mulțumită cu lucruri mărunte. Spuneam la noi în biserică, femeie e mulțumită și să-i deschizi ușa de la mașină când ieși din biserică. Și chiar am îndemnat să o facă. Câți dintre voi ați deschis să dăm asta ușa la mașină la soții? Bărbați. Pentru femeie înseamnă mult. Cineva spunea, frate Dan, am zis, azi, când suntem în biserica, toată lumea, toți bărbații, deschid ușa la mașină. Frate, nu mă face cu emoții, zice, mai bine predic. Cum să fac? Să fac și să vin. Și un frate zice, frate Dan, și dacă nu vrea, atunci e deschis la prima curbă, i-am spus. Citeam un bilet pe un plic de zahăr și acolo scrie așa, în spaniol, el amor es como el fuego, si no se entretiene, se apaga. Bărbaților, cu lucruri mărunte, lucrurile mărunte care pentru voi nu înseamnă, nu înseamnă nimic, pentru femei înseamnă mult. Bărbații se concentrează pe plăcerea de moment. Pe un lucru nu. Am găsit ceva ieftin. Și-l cumpăr. I-am găsit la soție un robot de bucătărie. Cumpăr. Și dacă are trei, mai are acasă, dar i-am cumpărat de locul că l-am găsit ieftin. Soția se gândește la toată lumea. Într-o zi îi spun soției, știi, m-am gândit să iau o creatoare de 10 ani. La mijlociu. Și am zis, m-am gândit să iau un coar la băiat. Și ea spune, lui soție. Ea știa că le iau pentru mine. Dar acum să duc și pe băiat. Ce-i face cu el? Și ea s-a gândit așa și a zis, Dani, ok, ești de acord cu tine. Numai ca să-ți iei coar, trebuie să-l faci într-un garaj. Și ca să-i garaj, tu să-i casă. Le iei asta? Nu. N-ar fi mai bine să le facem casă și garaj și apoi să intre coar în garaj. Am zis, bai, e mai normal, și așa, normal. Gândim diferit. Pe plan spiritual, cu toți păcătuim. Pe plan spiritual, bărbatul tinde să creadă că păcatele lui sunt rezolvate, că relația cu Dumnezeu e rezolvată, de exemplu, printr-o, face fratele Iulian o invitație. Fraților, avem nevoie de 10 voluntari să punem gresie jos. El vine și trage, transpiră toată ziua și satisfăcut că a făcut ceva. Femeia nu. Femeia gândește mai adânc. De aceea și problemele psihice, problemele emoționale care duc la bol cum ar fi depresie, ansietate și așa mai departe, le veți întâlni mai mult la femei. Suntem atât de diferiți unul de celălalt. Acestor două categorii, Biblia vine și ne garantează că împreună, sub binecuvântarea lui Dumnezeu, vor putea fi fericiți. Vom putea fi fericiți dacă luăm pe Hristos în familia noastră. Pentru că oamenii fără Hristos eșuați. Am acum o întrebare pentru bărbați. Și apoi continuăm cu partea a doua. De când am fost mic, am auzit învățături din Scriptură de genul. Bărbatul este capul în familie și nevasta este gâtul. Așa se spune. Așa se spune. Bărbatul e capul familiei,
Nevasta e cât? Dacă vine pe unul mai puțin spiritual, la întrebări despre familie, spune, frate, nu mă ascult. Eu scap. Biblia ne spune că nu bărbatul este capul familiei, ci Hristos. Hristos este capul familiei și bărbatul este capul soției. Tu nu ești capul familiei. Nici acum, nici mâine, nici după ce vin din luna de miere. Dacă vreți ca familia voastră să funcționeze bine, Hristos e capul tău. Și tu dai socoteală înaintea lui Dumnezeu, a capului familiei, de responsabilitatea pe care Dumnezeu ți-a dat. Soțul trebuie să fie autoritatea lui Dumnezeu în familie, nu autoritarul în familie. Între autoritate și autoritar este diferență mare. Autoritatea este cel care se ocupă de problemele, de rezolvarea situațiilor din familie. Autoritarul e cel care pușcă din deget și toată lumea face ce îi se spune. Sau ce spune el. Trăim o vreme, fiți foarte atenți, voi vă căsătoriți într-o vreme grea. Și eu m-am căsătorit într-o vreme grea, asta e și mai grea, și pe cât va trece zilele vor fi tot mai grele. Știți de ce? Pentru că pe lângă faptul că suntem diferiți, unul de celălalt în construcții. Avem câțiva vrăjmași care luptă din afară să distrugă familia. Diavolul știe că familia este instituția lui Dumnezeu. Din totdeauna, diavolul a încercat să lupte și să lovească în familie. Unul dintre pericolele care pândesc familiile este stresul zilnic. Hristos ne îndeamnă și ne spune așa. Priviți-vă rog la corb. Ei nici nu seamănă, nici nu se ceră. Și Dumnezeu le poartă de grijă. Mi-a plăcut afirmația unui frate care spunea, frate Dan, sau fraților spunea, era mai mulți. Corpul nu este pastărea sau animalul de pradă care vânează. Corpul este pasărea care mănâncă hoiturile care rămân de la alte animale de pradă. Adică nu-i de la prima mână. E de la a doua. Vine un câine, o prins un animal, o mânca și o mânca și o pleca. Și corpul vine și mănâncă ce mai apucă și el. Vine uliu, mănâncă ce? Mănâncă și corpul la urmă. Ce mai rămân. Și Biblia ne spune că niciun corp nu moare de foame, că Dumnezeu le poartă de grijă. Ne spune să privim la crin. Și când face comparația, zice, nici Solomon, în toată splendarea lui, n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care azi este și mâine se usucă și trece, nu va purta Dumnezeu de grijă de noi? Frații mei, va purta Dumnezeu de grijă de noi? Atunci, de ce suntem stresați? Stresul nu vine de la Dumnezeu. Stresul vine de la diavolul. Dragi familii, m-am uitat în Scriptură și am văzut că atunci când era vremea de criză, vremea de criză de atunci nu semăna cu cea de acum. Acum nu-i criză. Acum atât doar că n-avem cât ne-am imaginat noi că ar trebui să avem. Nu e vreme de criză. Pentru că nu cred că cineva a venit la biserică flămând. Sau nemâncat. Decât doar dacă este în zi de post sau ține cură de slăbit. Dar a avut ce să mănânci. A fost un om al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu i-a zis cu mâna goală, fără nimic te duci, Ilie. Că am poruncit corbilor să te hrănească. Și corbile au hrănit. Și când n-au mai fost corbi, Dumnezeu și-a trimis îngerul din cer și-a pregătit turtă pentru Ilie. Și Ilie n-a murit de foame. Au fost 4 leproși care aparent erau destinați să moară de foame afară din cetate. Și Dumnezeu prin ei a dus binecuvântare pentru tot Israelul. A trecut poporul Israel
40 de ani prin pustie și spune Biblia că încălțămintele din picioare, nu că nu li s-a rupt, doar li s-au întechit. Și Dumnezeu le-a dat mană din cer. Și le-a dat Dumnezeu prepeliță să mănânce. Copiii lui Dumnezeu sunt destinați să trăiască sub ocrotirea celui preanalt. Și când stă sub ocrotirea celui preanalt, spune psalmistul în Psalmul 91, versetul 1 și 2, se odihnește la umbra celui atotputernic. Stă cu minte acolo. Stă liniștit, pentru că Dumnezeu îmi poartă de grijă. Familiile care au probleme, ascultați-mă, poate că sunteți în cauză și vă ajută predica. Nu pe ei. Pe voi, poate. Vedeți dacă nu cumva cearta dintre voi a pornit de la preocupare pentru ziua de mâine. S-ar putea ca multe probleme în familie să apară de aici. Ce mi-o face? Păi nu știu. Tu ești bărbat. Păi da, dar tu ce ai făcut? Doar până la 10. Ai văzut 6 seriale azi. Dar tu nu ești bun de muncă, că dacă n-ai bun de muncă, nu te dădea pe tine afară. Te ținea și te dădea până la alt. Și acum ce nu face săptămâna viitoare? Și așa mai departe. Și de aici ceartă, și ia ceartă, și a doua zi mai ușor, și a treia zi mai ușor, și săptămâna următoare te cerți că e normal. Și apoi spui, frate, nu te preocupa. La noi, familia, așa, ne salutăm noi. Ăsta e felul nostru de vorbă. În familie. Ne-am obișnuit așa. Nu știm altfel. De aici, de la stresul zilnic, în al doilea rând, nu uitați că familia voastră este o familie creștină. Voi aveți un inamic pe diavolul care răgnește ca un leu, spune Biblia, pe cine să închidă. Familia este ținta atacului diavolului. De aceea nu e exclus că voi să aveți parte de lupte spirituale. Și chiar le veți avea. Biblia spune, îndrăzniți că prin Hristos noi biruim, slăviți să fie Domnul. O altă problemă sunt așteptările false de la familie. Ema, te întreb acum, nu ești obligat să răspunzi. Te-ai gândit vreodată că la ceea ce ai văzut, că nu potrivește, la unde o să schimbi în timp? Hai să-ți dau sfat. Nicio șansă. Aici e problema. Știi cum e? Știu, dar fac eu. Ți-l schimb? Nu pot să-l schimb. Nici păstorul nu poate să-l schimbe. Și nici pe tine nu te schimbă. Că ați văzut oameni schimbați, sunt de acord. Schimbarea o face Dumnezeu. Dacă crezi că prin istețimea ta poți să-ți schimbi pe partenerul, te înșel. Exact la fel își spune el în capul lui, mă gândoștii. Exact același lucru, cum spunea cineva. Știi cineva asta? După nu, prima zi, s-a dus acasă. Eu vreau să spun că am venit la biserică, m-am pocăit, nu că mi-a fost de Dumnezeu, și așa mai departe. Mie mi-a fost să găsesc o fată bună, curată, sfântă. Că am știut că acolo la biserică sunt fete, fete cum se cade. Istoria asta era mai de mult. Și am zis, acolo știu că sunt fete cum se cade. Dar eu nu sunt pocăit. Și nici am avut niciodată o pocăință. Și ea zice, vezi cum lucrează Dumnezeu. Același scop l-am avut și eu. De aceea m-am dus eu la biserică. Dumnezeu nu se lasă păcălit. Ce seamănă omul, spune Biblia, aceea va se cerea. De aceea, când apar probleme în familie, nu vă mai uitați la partener. Uită-te în oglindă. Și spune, în cearta care a apărut azi între mine și tine, e un vinovat. Și du-te repede la baie. Și te uită, să vezi și ei. Dumnezeu ți-o descoperă. Vedenie îți face. Du-te singur în baie. Nu cumva să mergeți doi. Te-l confunzi. Deci mergi singur la baie și Dumnezeu ți-l descoperă. Cine e vinovat? Că înțeleptul Solomon spune unde nu-s lemne, ce se întâmplă cu focul? Focul se stinge. N-am văzut un om să se ceartă. Numai îl țineți la cap. Când se ceartă, se ceartă doi. Nu se poate certa unul. Unul n-ai văzut de ceartă, de fapt.
Dar să se certe zdor. Nu vă puteți schimba unul pe celălalt. Apoi, trăind o vreme și o generație de microunde, lucrurile încercăm să le facem rapid și cât mai multe posibil. Făcând lucruri mai multe, nu înseamnă că vom fi mai bine. Multe familii, și chiar discutam cu cineva, un frate, cu care fratele Dan pe mașină, spunea, am cunoscut o familie și am vorbit cu ei. S-au despărțit, pornind de la munca de dimineață, de la 6 până la 12 noaptea soțului. Distanța asta între soț și soție i-a produs o răceală. Producându-se răceală, el s-a lipit de cineva. Și așa s-a ajuns familia să se distrugă. Nu faceți lucrurile în primă. Odi și Emma. Ocupați-vă unul de altul cu răbdare. Și acordând timpul necesar. Timpul pe care îl dedici soțului sau soției, ascultați-mă și voi, nu-i un timp pierdut. Oricât ar fi. Dacă eu lipsesc de la lucru, ore pentru soția mea, nu-i un timp pierdut. E un timp câștigat că am stat cu soția mea. Problema vremurilor noastre este că noi am confundat prioritățile. Am schimbat valorile. Și am dat valoare lucrurilor de nimic. Și adevăratelor valori nu le-am dat importanță. Cuvântul pe care l-am citit spune, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. În viață avem lucruri importante. Avem nevoie. Și avem priorități. Pentru multe familii, prioritatea este relația cu tatăl și cu mama. Sunt aici familiile și vreau să vă spun că din start, atât pentru mireasă cât și pentru mine, ați căzut pe locul 2. Vă place? Bucurați-vă odată! Dacă Domnul dă binecuvântare la anul, coborâți pe locul 3. Aceasta e ordinea pentru ca familia să meargă bine. Aceasta e ordinea lăsată de Dumnezeu. Soțul și soția, unul pentru celălalt, părinții sunt pe locul 2. Vouă să vă intre bine în cap și vouă două. Nu spune Biblia că noi trebuie să ne cestim părinții? Ba da. Dar nu sunt prioritate. Am avut un studiu în biserica noastră și am vorbit despre priorități. Și le-am spus că în familie primul trebuie să fie Dumnezeu. Pentru că ne spune Biblia că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Și oamenii de știință ne spun că ceva inexplicabil ține atomul. Că dacă atomul nu s-ar ține împreună, întreg universul ar dispărea. Și Pavel spune că ceva ține. Dumnezeu ține toate mâini. Dumnezeu este pe primul loc. Pe locul 2 este partenerul tău. Este partenerul de viață. Pe locul 3 sunt copiii. După câteva zile, soția, o soră din biserică vine și spune, frate Dan, eu n-am știut până azi că trebuie să mă preocup de soțul meu mai mult. Sau să fie prioritar soțul meu în familie copiilor. Am crezut că pentru că ei sunt mici, trebuie să mă ocup. Și a spus, trebuie să te ocupi de copii. Dumnezeu ți-a dat ca și responsabilitate. Dar prioritate să fie soțul tău. Și a venit după iar câteva zile și a zis, s-a schimbat relația dintre mine și soțul meu. S-a schimbat pentru că s-a lucrat după planul pe care Dumnezeu l-a lăsat în familie. Orice aparat electronic funcționează bine, dacă lucrezi și garanția
are valoare dacă lucrezi după instrucțiuni. În familie, pe primul loc, trebuie să fie Dumnezeu. Am schimbat acum. Soțul lucrează dimineața, soția lucrează după masă. Lucrăm în schimburi ca să aibă copiii noștri. Și dacă n-am avut noi, zicea, Doamne, cel puțin să aibă copiii mei. Copiii voștri. A voștri nu o să aveți. Și a voștri. Au nevoie. În primul rând, de o tată, de o tată și de o mamă. Care se înțeleg bine în familie. Știți că respectul din partea copiilor îl primiți în măsura în care vă respectați soțul? Vă spun vouă, soților. Hai, lasă-l pe taică, dar nu știe el, numai să te certe și așa mai departe. Hai la mamă! Prin asta ai coborât din ochii copiilor tăi. Ascultați-mă. Ai coborât din ochii, nu ți-ai câștigat copilul. Sau poate l-ai câștigat pe care e bebeluș. Nu ți-ai câștigat copilul. În schimb, când îl aștepți pe soț cu brațele deschise și te iau brățișare caldă și copilul vede că te sacrifici pentru taică-sul, inima copilului este împlinită. Copilul crește normal. Dragii mei, ca familiile noastre să meargă bine, va trebui să revenim la Scriptură. Nu societatea în care trăim ne învață pe noi cum să avem familii fericite. Citeam o dată pe mes, doar titlul. Pentru că mi-a fost greață de conținut. 5 metode prin care să ai relații sexuale, dar să nu te îndrăgostești. Asta e ceea ce ne învață societatea. Înțelegeți că societatea în care trăim este societate perversă, stricată. E stricat. Surorilor, nu vă uitați la televizor ca să vă alegeți omul cu care veți sta alături o viață. Uitați-vă în Scriptură. Binecuvântarea vine de aici. Ordinea pentru familie o găsim aici. Și aproape ora 12, închei. Pentru voi am toată convingerea că familia voastră va avea reușită. Va avea reușită dacă veți înțelege că sunteți diferiți, dar în același timp sunteți imperfecți. Nu pot să pretind soției mele să fie perfectă când eu sunt imperfect. Dumnezeu cuplează doi imperfecți și perfecționează El. Și îndestulează El ce lipsește lor. Realizați că sunteți diferiți și imperfecți. Realizați că aveți nevoie de Dumnezeu. Lucrați după manualul de instrucțiuni unicul în lume. Fiabil, Scriptura. Și Dumnezeu se angaja să dea binecuvântare în familia voastră. Așa îmi doresc să pășiți în căsătorie. Cu dreptul. Asta la altă. Voi avea o căsnicie fericită. Pentru că aici stă putere, pură. Cum o fi? Nu știu cum o fi, frate. La români se spune, hai la tata săracul, tată. Și de-aia ajunge copilul tău sărac. Evreul spune, hai la tata, istețul tată. Și de-aia ajunge isteț. Spune, familia mea va trebui să fie fericită. Obligat. Cei care nu vă înțelegeți în familie, spuneți-vă, familia mea trebuie să iasă din impas. Pentru că aici, în puterea limbii, în limba e putere, cuvânt e putere. Vreau familia mea să fie fericită. Care-i preț? Nu contează. Îmi pun ambiția familia mea să fie fericită. Și cred că prin ajutorul lui Dumnezeu va fi. N-ar fi minunat o biserică întreagă de familii fericite? Și copiii noștri să învețe de la noi? De asta au stricat de cap judecătorii. Și au ajuns să facă lucruri nelegiuite. Pentru că a fost o generație înainte care le spunea despre Dumnezeu. Dar care nu l-au arătat pe Dumnezeu. Tinerii noștri n-au nevoie să li se spună despre Dumnezeu. Au nevoie să vadă viața lui Dan Floruța pe Dumnezeu. Și am spus în biserică la noi, fraților, ajutați-mă să mă formez, să seamăn cu Dumnezeu. Când vedeți ceva că nu seamănă, frate Dan, acolo nu seamănă cu chipul lui Hristos.
Ajutați-mă, spuneți-mi. Pentru că vreau să seamăn cu Hristos, în toate aspectele. Și că biserica întreagă seamănă cu Hristos, acolo este ceva de nedescris, este o har, o binecuvântare. Dar pentru asta va trebui să ne luptăm. Dumnezeu să vă ajute vouă doi. Și Dumnezeu să ajute tuturor familiilor să revină aici. De unde mulți au plecat și au luat învățături străini. Și trăirea în familie se datorează hranei pe care ai mâncat o hrană proastă. Hrană stricată. Să ne întoarcem la Scriptură. Pentru că Scriptura ne spune că familia este instituția lui Dumnezeu cu o destinație precisă. Și asta nu e la text, dar îl citesc acum, pentru că mi-a venit pe inimă. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Să fii ca Dumnezeu. Așa a făcut Dumnezeu. Așa ne-a făcut Dumnezeu. El să stăpânească. Nu să fie stăpânit de vicii, de nervi, de apucături, de beții, de bătăi, de celelalte. El să stăpânească și, în primul rând, să stăpânească peste sine și să se controleze. Amin? El să stăpânească peste toate. Versetul 27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Partea e bărbătească și partea e femească, i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat. Dumnezeu le-a zis, creșteți, împărțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Și stăpâniți peste păștii meri, peste păsările cerului și peste orice viețitoare care se mișcă pe pământ. Dumnezeu ne-a creat să fim stăpâni. Și când spune Biblia că suntem stăpâni, suntem stăpâni pentru și peste orice. Și Dumnezeu să ne mentalizeze cu versetul ăsta. Noi suntem stăpâni. Și peste ceartă, și peste provocare. Noi știm să trecem peste toate. Pentru că facem parte din neamul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pentru că nu pot să stau până la sfârșit, din toată inima, vă las o binecuvântare. Să fie harul lui Dumnezeu cu voi. Amin. Și prezența lui Dumnezeu nu numai să fie cu voi, dar să fie simțită de voi, în familia voastră. Amin. Amin.